De cum a preluat cârma municipiului Sighetul Marmației, primarul Vasile Moldovan s-a arătat preocupat în principal de soarta străzilor care așteaptă de ani buni stratul de asfalt. Păi, s-au efectuat lucrări la aprobarea cu fundoasa, acolo a fost o zonă, să zic, uitată de lume cu inimele de rigoare. Imediat după legea locale am hotărât să intervenim acolo pentru că circulația în zonă și populația era foarte greu încercată. S-au făcut lucrări doar provizorii, au fost foarte înălțat drumul și s-au luat din pământ, s-au pus piatră concasată și sperăm că la primăvară să putem turna și un asfalt acolo să găsim o soluție pentru a rezolva problema. Lucrările începute în primăvară pe strada Rodnei continuă. Lucrările sunt derulate de Urbana în parteneriat cu o firmă. Strada va fi reabilitată în totalitate. Proiectul prevede și amenajarea de locuri de parcare, trotuare și spații verzi. De asemenea, pentru a depune proiecte viabile pentru străzi, avem foarte multe străzi de pământ în Sighet, undeva în jur de 50 km. Am demarat o acțiune de cadastrare a străzilor. Pe bugetul de anul acesta am alocat bani pentru asfaltarea a 12 străzi. Este vorba tot așa de străzi greu încercate, care așteaptă de mult timp asfaltul. E vorba de Dobogeanul Cherea Titumearescu, Vasile Ilea, Corbului. Mai sunt multe străzi, într-adevăr, care așteptă asfalt, deocamdată doar bugetul anul să ne permite doar aceste străzi, plus străzile mai scurte, zona Cămara, Muncitorilor, Ana Ipătescu, Morii. Și sperăm că odată cu cadastrarea anul viitor să continuăm și cu documentațiile de întabulare a străzilor, sperăm să putem depune și proiecte care să rezolve aceste probleme, aceste străzi. Marea majoritate a străzilor au sistem de apă și canalizare, dar și posibilitatea de racordare la gaz.